folosind un termen mai frumos, poate fi considerat nașul celor de la Florești. Șutează Mihaliov și gol! Ce gol reușește! Băncile celor două echipe se joacă la foc continuu. Mai avem până pe 26 mai, când se încheie campionatul. Încă 4 etape, Mihaliov, poziție bună, bară, gol pentru Dinamo Auto, în stilul Damașcan. E ceva acolo, Dedov, Mihaliov, șut bun, gol Zimbru. Splendid. Dărbine echiperi. Căruntul cu călcâiul pentru Mihaliov. Mihaliov în fața golului reușește să trimite Maxim Mihaliov și este 1-1 din minutul 60. Centrează acesta, mingea și gol! 1-0 pentru Dinamo. Mihaliov, iarăși demarcat Fiodorov pe partea stângă, nu este văzut de ecoechipere. Acum Mihaliov îl vede foarte bine pe Fiodorov, poziție regulamentară. Fiodorov, șut și gol! Poate face 1-0. Gol! Dinamo Auto reușește să deschide scorul. Mihaliov îl învinge. Pentru Stareș. Din nou pe poziție viitoare și stai stare, ezită! Mihaliov, gol! Ce ezitări astăzi are Victor Stăi! Minge la Pușcaș pe partea stângă. Întâmpinată Pușcaș dă un adversar. Trimite în zona centrală. Poziția de șut pentru Mihaliov, execuție superbă, este gol de ultima etapă. Așa se încheie un campionat. Autorul singurului gol de până acum, un jucător legendar, Maxim Mihaliov, pentru fotbalul nostru. Mihaliov, centrare excelentă, 2-0 și s-a încheiat aici. Bine pe Schițenco, acesta îi pasează lui Mihaliov, pasează ideal Mihaliov până la Gaiu și este 3-0. Zimbru din nou în atac. O nouă centrare și este 4-2, a greșit Iulian Sebastian Agachi. Pune foarte bine acolo Andrei Bursuc. În continuare, în posesie, dinamoviști este neatent un pic Maxim Mihaliov. Pasă bună lui Mihaliov pentru Fiodorov, șut și gol!